Bună ziua, bine ați venit la probleme de vacanță la geometrie. Așadar, facem subiecte pentru... Simulare. Pentru evaluare, la fel. Așa. De subiecte. Prin prieteni numeroși pe care o să-i descoperim, subiectul 2 și 3 îl facem mai întâi. Da. Da? Clasa, suntem la clasa 8. Da? Și acum, tu spui, da, că la subiectul 3, da? Subiectul 3 avem o problemă, da. Testul care este ăsta? Eu n-am scos din 2013-2014. Test de pregătire pentru evaluare. Deci, subiectul 3, da? Subiectul 3, da. Și problema 2. Problema asta. Deci figura 3 reprezintă schematic un acoperiș în formă de piramidă patrulateră regulată V, A, B, C, D. Acoperișul în formă de piramidă patrulateră V, A, B, C, D. Deci, în ipoteză, avem că V, A, B, V, A, B, C, D, piramidă, fac la B, fac la B, la B, regulat. Funcția laterală de A... Asta înseamnă că știm că e baza o pătrat, da? Funcții în parte sunt egale, da. VA. VA este rază cu 26 cm și rază la bază AB, 20 metri, da. 20 metri. Da. Să calculăm. A. Întrebări. A mic. Area laterală a piramidei. Area laterală de la mulțime. B. Un alpinist utilitar se deplasează din punctul B pe munchia CV, pe drumul cel mai scurt, BE. Arătați că dreptele DE și CV sunt perpendiculare. Deci una, o să facem figura. Da. Noi trebuie să arătăm că DE e perpendicular pe CV. Hai să facem mai și figura ca să nu mai rămân în spațiu de lucru. Se spune să figurați? Nu, o facem. Deci A. B, C, D. Așa. Piramidă patrulateră în V1 e înălțimea. Știm pe A, B de 20. V, A, 26. Are laterală, e o problemă simplă, nu? Da. Aia e simplă. Are laterală. E perimetrul bazei, înălțimea, supra... Nu, perimetrul bazei, înălțimea. Nu contează, nu că are laterală pe aia și avem de 4 ori. Ce sunt? V, A, B. Sigur că asta trebuie. Nu gândi la formule. Iar dacă te dești la formul, perimetrul bazei, înălțimea, supra 2, să fii supra 2, nu fi... Păi asta e, era lateral? Da. Nu știu, probabil, zice, la aia. Te gândești, azi, vezi figura aia și te gândești la aia. Când materialul ăsta trebuie să-l înțelegi. Exact. Și cum s-ar trebui pe toate complete, de patru aia are un singur triunghi. Corect. Uite, așa e înținit. Așa cum ai zis, nu fi. Nu, nu. Da? Și aceea cu perimetrul ori înălțimea, e aiurea. Eventual, apotema. Că înălțimea într-un triunghi, până la fețe. Deci nu băga lucrurile așa. Ține ce ți-e mai ușor de ținut minte. Nu face eforturi pentru a memora și formule care sunt aiurea unor. Deci are laterală înseamnă fășor peste tot. De 4 ori, deci are laterală, și de 4 ori aia unui triunghi, a cui lui V, V, C, da? De V, 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 C. Și ca acum, de 4 ori, baza BC. Care știm? BC care știm, că este 20. 20. Ori
înălțimea trecutului. Nu știu. Nu știu, din social, de fapt este de apotemă. Acum, nu? Vorbim de apotemă numai în piramide regulate. Atunci, adică aceeași înălțime peste tot, în toate fețele țării. Și acum asta a picat la mijloc. Știu pe asta cât e de mare. Sau ce chiar am... Sau trebuie ăsta, că nu știu mult chiar. Da. Nu? Asta cât era? 26. 26, ai 10, dacă... 10 asta și atunci, prin Pitagora, am aflut aia de aici. Tot în fâie. 28, da, rău. Ori VM, da? Da. Și trebuie să aflu pe VM. V mână, egal cu radical, vorbește de radical din V mână, ce este? V mână, triunghiul care? V, C, M sau V, B, M? V, V, M, C, V, M, C, da. V, M, C. E radical din V, C, pătrat, minus M, C, pătrat. Adică 26 la pătrat. 10 la pătrat. Face radical din 26 la pătrat. Cât o fi făcând? 576 acolo. 576. În total face 576. Egal din 576. Minus 576. Da. Minus 100 de 576, da? Da. Și radical din 576 există? Mi se pare că, da, există 16. Nu e 16, nu. De la 20 în sus. 24. Egal cu 24. Și atunci zicem, ori vă mâna cu 24, baza rănsumea supra 2. Da. Om litri ochi, da? 2 cu 4. 2 și face 40, ori 24. Ori 24. 960 metri pătrați. Nu când metri am fost. Asta era aia totală. Deci atâta ca să acopere acest cu tablă, de exemplu. Da, 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 da. Ca să acoperi, să punem tablă pe toată acoperișul ăsta. Insist, nu ține minte formulele mecanice, ci pur și simplu e vorba de cât material ar trebui să înfășurăm aici. Altfel spus, cât tablă, care e suprafața de acoperire. Bun. Acum. Un alpinist ospitalizat se deplasează din punctul B, deci, pe mâchia CV. Din B, da, pe mâchia CV. Pe CV. Pe drumul cel mai scurt. B cu E. Pe drumul cel mai scurt. B, E. B, E. Din B. Da, pleacă din B. Da? Deci un alpinist utilitate, se deplasează din punctul B, pe, spre muchia CV. Spre muchia CV. E important, spre muchia CV. Pe drumul cel mai scurt, B e. Pe drumul cel mai scurt, înălțimea, B e. Adică e vorba de înălțimea triunghiului V, B, C. Arătați că dreptele... Asta e cel mai scurt. Poate gândi care e distanța de la un punct la o dreaptă. Deci când am, când am așa o dreaptă, și spun, am un punct, cum ar fi B-ul aici. Și drumul cel mai scurt, adică care este perpendicular. Cu alte cuvinte, în triunghiul V, B, C, care, ce fel de triunghi este aici? Isoscel. Isoscel. V, B, C. Se zice pentru Maria să... Isoscel? Da, isoscel. Și pentru Maria să repetăm problema, ca să intre și ea problemă. Deci, Maria, se dă o piramide patru latere regulate, V, A, B, C, D. Asta înseamnă că baza este un pătrat, da? Și știu pe V, muchia V, A, de 26, A, B, de 20. S-a cerut are laterală. Are laterală din patru ori, are unii singuri fețe, da? Și are unii singuri fețe, e un triunghiu, una din fețe. Triunghi de care isoscel, pentru că toate mânchile sunt egale. Și zicem baza BC ori V mână supra 2. 20 era asta, BC, ori înălțimea. Și am aflat înălțimea în triunghiul V, M, C, fiindcă triunghiul V, B, C este isoscel, un pic la mijloc. Asta e de 10, pe toate era de 20. 10 și 26. Și V, M,
Radicalii 26 am întrebat 10 la Bătrânia, dar 24. Am locuit și am găsit area totală. Lateral. Area laterală. Acum zice, un alpinist pleacă din B spre Muntea Vece pe drumul cel mai scurt. Aici era cu discuția. Deci un alpinist pleacă din B spre Muntea Vece pe drumul cel mai scurt. Adică e vorba de înălțimea în trenul ăsta isoscel. Da? Asta, asta este. Bâie. Că zice, pe drumul cel mai scurt, cel acum vorbeam. Și zice și în linie de apă. Sigur. Pe drumul cel mai scurt, nu și răcuiește. Adică nu se duce așa. A, nu, după aceea zice la ce? Pentru efectuarea unor reparații, a prins o utilitate patruge în linie dreaptă, traseul de la el la punctul el care îi picere. O să vedem, dar deocamdată discutăm despre ceea ce... chiar citeam acum subiectul punctul B, da? Deci un alpinist pleacă din B spre D, Muntea Vece, spre pe drumul cel mai scurt. Continuăm să citești. Arătați pe dreptele. Și scrie în paranteză drumul cel mai scurt, pe E. Sigur, perpendiculare. Arătați pe dreptele D, E și C, B sunt perpendiculare. D, E. E și C, B. D, E, adică noi ducem în înălțimea, știi că undeva, știi că e și perpendicular. Aici, da. Păi și-am văzut din mult, dar trebuie să arătăm că de ei, dar de ce? Asta e pus la tine, mai sus un pic. Oh, am pus aiurea, nu știam de ceva, acum ne-am clarificat. De e pe vece, da? De e pe vece. Pe vece. Pe vâcă. Da. Aha. Aha. Da. Am înțeles. Asta e punctul B, da? Da. Cum gândim aici? Deci știu deocamdată că B e perpendicular pe BC. Corect. Asta știu. Și să arătăm, am obținut astfel punctul E, că și D e perpendicular pe BC. Adică D e, măsura lui D e cât să fie din 90. D e cât să fie tot de 90. Ne gândim. Să ducem acest întâi că să fie congruent cu alt triunghi, a cărei măsură va fi triunghiul 2 că cu triunghiul ECB. Nu cu triunghiul ECB, cu triunghiul ce mai are 90 și congruent acolo, cu triunghiul DEC, bă da, cu triunghiul BEC, sunt congruente. Pentru că avem DC congruent cu BC, E că latură comună și unghiul din C, congruent cu unghiul ăla, deci tot că e că e de 90 și congruent cu unghiul B, E, C. Deci, Miruna, nu cap pe discuții că poți să faci metrica, adică să prind verificarea cu Pitagora. E putea să faci așa ceva, nu? Păi cum? Că tu spui așa, asta, înălțimea o poți afla. Poți să știi de ce practic. Cum? Hai să ne uităm aici. Asta cât era de? 20. 20. 26 e bubă. Așa, toate 26. Da. Și nu pot afla pe asta. Băie, ca mărime. Dacă o știu pe băie, o știu pe e că bă. Da, dar cum îl aflu pe băie? Are pe două căi. Alea trebuie BVC e știută. Mm-hmm. Și până mă lașez pe VC. Stând pe VC, dreapta VC. Bază la înălțimea. Și are pe VC și găsit tot pe BE. Și dacă ai găsit-o pe BE, o știi și pe VC și o știi pe ce. A știi pe VC e practic. Da. Și te duci acum în triunghiul VDE. VDE da. Și probezi în Pitagora. Că e, V, E, o știi. D, E... Nu, și nici nu o știi pe V, A. Pe D, E... Este concret cu E, B. Din triunghiul este D, C, E și B, E, C. Da. Da?
Și de acolo au păstrat. Păi, din drumurile astea ne aflăm și că sunt... O, sigur că da. Sigur că da. Deci, practic, dacă vrei, poți să spui că triunghiul VDE și cu VBE sunt triunghiuri congruente. Sau DE cu VE. Și dacă vezi că sunt congruente, cum ăsta este unul de 90 de grade. Sau DE cu mai zis și cu VE. Da, cu totul. Și în clipa în care vezi că sunt congruente, cum ăsta e de 90 de grade și celălalt e 90 de grade. Și te-ai dat problema. Da? Punctul B, da. Punctul B. Altfel, ai mai putea vedea și următorul lucru. Planul VAC VAC e perpendicular pe planul de bază. Da. Din ce motiv? Că AC e perpendicular pe dreptul, ca diagonale. Și VO e perpendicular pe planul de bază, deci clar că planul VAC pe VBC. Da. Asta înseamnă că dreapta DB e perpendicular pe orice dreaptă din VAC. Pot să spun așa, da? Deci DB e perpendiculară pe orice dreaptă din VAC, deci DB e perpendicular și pe VC. Da. Adică VC e perpendicular pe DB. Mm-hmm. Iată pe VC e perpendicular pe DB, perpendicular și pe EB. Pe planul DB e. Uh-huh. Deci VC e perpendicular pe DB e, deci e perpendicular și pe DB. Corect. Adică pentru raționament, fără metric, fără să mai calculez nimic. Mai am auzit o dată. Deci, planul VAC perpendicular pe ABCD. E perpendicular pe ABCD, pentru că am o dată AC perpendicular pe DB. VO perpendicular pe plan, deci e clar că două drepte concurente determină un plan pe VAC, e vorba de VO și cu AC. Și asta înseamnă că e perpendicular pe plan. Ce pot să spun acum? Că DB e perpendicular pe VAC. Fiindcă planul era perpendicular pe planul bazei, e perpendicular și pe DB. Da? Că e DB inclus asta. Adică DB invers. DB e perpendicular pe planul VAC. Pentru că, în loc să o pătim pe DB e perpendicular pe AC pe o dreaptă din planul ăsta, e perpendicular și pe VO, deci e perpendicular pe planul DB, asta pe planul VAC. DB e perpendicular pe orice dreaptă din planul VAC, și pe VA, și pe VC. Adică VC e perpendicular pe DB, dar VC e perpendicular și pe VE, duse de noi. Deci VC e perpendicular pe planul DBE. Și DBE, în planul DBE, se află și DE. Și atunci, iată că văd ce e de planul DE. Corect. Ați amândoi făcut, da? Și nu știu. Asta e mai... Mai la casa 8. Decât prin metri. Da. Dar și chestia asta, că triunghiul BEC și triunghiul DEC sunt congruente. Și fiind congruente cum ăsta are 90 de grade și celălalt va avea 90 de grade. Adică și DE pentru că de... și așa îți lați amândoi corect. Tot atât de frumoasă este și ea. Și mai este un punct ce? Da. Deci aici putem să... Redactăm, hai să zicem ce? VO e perpendicular pe planul ABCD. Da? Pe planul ABCD, așa scrie. VO pe planul ABCD. VO este inclus în planul VAC. VAC. Din cele două, dacă o dreaptă terminată pe un plan, orice alt plan care trece pe dreapta asta e perpendicular pe planul de jos. Deci de aici rezultă că VAC
E perpendicular pe plana ABCD. Adică DB e perpendicular pe deci DB e perpendicular DB e perpendicular pe AC. DB e perpendicular de DB pe AC. DB fiind perpendicular pe planul BAC. BAC. Rezultă că DB e perpendicular și pe BC. Din cele două, rezultă că DB e perpendicular pe deci DB sau VC e perpendicular și pe DB și pe BE. Da? Deci am că DB, DB e perpendicular pe VC, VC e perpendicular și pe VO. Da? Și atunci, ce am spus, DB e perpendicular pe AC, am așa, da? DB perpendicular pe AC. Nu, trebuie să scrie. BE, DB perpendicular pe AC. Da? Și cum am BE perpendicular pe VC. BE. BE perpendicular pe AC. Rezultă din cele două, pe astea două mă interesau. BE perpendicular și pe A. BE și DB. Rezultă din cele două că AC e perpendicular pe planul DBE. DBE. Adică aici AC e perpendicular și pe DBE. Nu? Una de la DBE. Ceea ce trebuia să arăt. Și punctul C? Asta e punctul care te interesează. Acum ce? Da. Asta e G-ul care urmează. Da, da. Pentru efectuarea unor reparații, alpinistul utilizat parcurge în linie dreaptă, traseul de la punctul E la punctul M. Deci, pentru efectuarea unor reparații, alpinistul parcurge în linie dreaptă, traseul de la punctul E la punctul M. M este pe CV. Măi, pe CV, astfel încât CM e 200 pe 13 metri. E oriunde de pe M e oriunde pe VC, astfel încât ne dă valoarea lui CM. Astfel încât CM e 200 pe 13. CM e 200 pe 13. Da. Deci știm ce e M. Egal cu 200 pe 13. Pe 13. Deci, pentru efectuarea unor reparații, alpinistul parcurge în linie dreaptă traseul de la punctul E la punctul M, astfel încât CM să fie 200 pe 13, și apoi parcurge traseul de la punctul M la punctul D. De la M la D. Mai grea e MD. Deci ar trebui să... E M plus MD. E M plus... Calculat lungimea traseului, e M plus MD. E M plus MD. Păi acum are să știm cât e BE și între cât e C. Asta, e bine că nu mi-am venit să calculez cu BE. Nu știam de unde, chiar îmi face la timp. Nu știam de unde să scop pe BE. Am înțeles. Și acum mi-a zis deci, aia de două căi și... Aia de două căi. Deci toată problema aia este să rup, nu? Da. Da, sunt momente când te uiți la o problemă foarte mult din sistem și nu pici pe problemă. Dar ori de câte ori ascunde o înălțime. Era o glumă de înălțime punctul E, dacă ne uităm punctul E sunt vreo 6, așa, deci cel puțin. Pe deci, din E, pe G, din... Chestia asta, drumul cel mai scurt, de fapt era înălțime ascunsă. De asta am... Și aia triunghiului pe două, ai aflat-o la area laterală. Da. Nu s-o gândit la area triunghiului pe două. Nu s-o gândit la area. Ai zis că de unde îl scoat cu două E? Am stat mă putea la mine. Și fără BE nu poți mișca. De acolo, punctul ce n-am mai pus să fac. Da.
Buie odată aflat, știm pe ei ce. Acum aflăm pe Buie. Și știm pe mâini ce valoare are, scădem pe ei ce și aflăm. O să aflăm că astea sunt congruente, e mântul mântul. E mântul. E că. Cu e. Că sunt congruente. Poate da. Nici nu mă interesează. Da. Mult poți fi congruent cu băcă, interesați că ne ajută după aceea la... Poate, Miruna, dar n-am acum un motiv să spun că mâine este cât e că... Când o să îmi dea. Poate din calcul nu sunt înțeasă. Dar chiar dacă mă simesc din calcul de concret, nu mă supăr. Că din clipa că aș fi pe mâine tot alatin, pe mâine ce îl știu, e 213, pe e ce l-am aflat, din mâine ce scădem pe e ce și ne dăm mâine. Corect. Și asta trebuia să aflăm. E M plus M. Dar redactăm, vă rog, nu. Hai să redactăm, da. Da, da, da. Dar și pe mă, dă-mă, trebuie să-l aflăm. Da. Da. Plus mă, da. Dă-mă. Ei, la dă-mă, problema e un pic mai interesantă, pentru că nu o mai am, nu e înălțime, nu e nimic acolo. Dar cât v-a dat bâie? Bâie? V-a dat? A salvurat? Nu sunt laurat. A, nu am da. Da. Deci, hai să mergem și să spunem așa. Unde ne ducem pentru... a găsit ECE-ul. Mai întâi pe vâie, are atribuie. Da, exact. Deci are atribuie. Are atribuie, te rog. Are bâi, vâcă. Este odată. Am aflat-o. 20-24. 20-24 pe tot. Adică 10-24. 240. N-am zis mai înainte când am zis alea laterală de 4 ore asta. Da. Nu-i 20, 20 ori 24. Mm-hmm. 10 ori 24, 240. Deci e egal cu 240 metri. Și egal cu V, E, ori V, H, supra 2. Și egal cu V, E, care e înălțime. Ori 26. V, E, ori 26. Ori 26 pe 2. Deci, cu facem de voie. 480 egal cu voie 26. Voie egal cu 480 cu rețea 26. Deci 480. Nu, 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 atât, da, 240 pe 13. Și acum aflăm bine ce. Dar e mai multe tale, n-am băiecă. Sigur că da. Deci, în triunghiul... Băiecă. E... Vom spune... E că la pătrat? E că... Sau e că egal cu radical? E că... egal cu radical din... Ce este e că mai aici? E că este catetă, nu? Formează unghiul de 90 de grade. Adică ce facem? Din BC scădem pe E. Deci egal cu BC la pătrat, adică cât este BC la pătrat? 20 la pătrat, după la 20. 20 la pătrat, minus BE la pătrat, l-am aflat acum. 240 pe 13 la pătrat. Și egal cu radical din... 400 ori 13. Nu, 169. 169 minus 240. 240 la 57.600. Supra 13. Mi-am zis, hai să ne obișnuim. Deci egal mai departe. Eu ce aș fi făcut? Lăsam 20 la pătrat. Deci vine radical din 2 ori 10. Deci 2 la 2, ori 10 la 2, nu? Da. Adică 400. Ori 169, care înseamnă 13 la pătrat, minus 240, cum puteți? 46. Ar veni da, așa. Da, 46 mai. 8 ori 3. 3 ori 24, da? 3 ori 8, ori 10, nu? Trebuie în 24, 80 la 2, 8 la 2, 10 la 2. 8 la 2, 3 la 2, la 6. 2 la 6. Deci 2 la 6. Ia să zicem 2 la 6.
2 la 6. 10 la 2 am încălzit de 5? 10 la 2 am încălzit de 5. Am văzut să-ți facem un pac, corect. Bă, 2 la 2 și 10 la 2. Corect. Și totul se vrea 13 la 2. Corect. Și egal cu radic, ca un zic. Iese în față un 10 la 2, deci în față va fi aici 10. Și un 2 la 2? Și un 2. Și un 2. 10 ori 2. Da? Și ce ne rămâne? 13. Ne rămâne 13 la 2. Minus? E și 13 de la, de supra 13. Și 13 este pe jos. 13, sigur că da, la numitor. Și la numărătorii 13 la 2. Minus 3 la 2, minus 2 la 4. 3 la 2, 2 la 4. 16. 16, 9, atât. 9, 16. Și egal cu? 10 ori 2, 20 pe 13. 13. Până la final vin. 169. Minus 9 ori 6. 9 ori 6, 24. 25. 144. Deci 144, da? Și care face că 25. 5. Și egal cu 20 ori 5 pe 13. Adică poate și 100 pe 13. Cine e asta 113? Ce e? Ce e? Deci ce e? Știu că este 100 pe... Toate că mâi era 200 pe 13. Avem acum mâi ce? Mâi ce? Egal cu 200 pe 13. Egal. E cât este 100 pe 13, înseamnă că mă, e egal cu e cât și egal cu 100 pe 13. Da, exact. Deci de exemplu, că mă e egal cu e cât și egal cu 100 pe 13. Deci este egal. L-am aflat pe mă e. Cum aflăm pe D, mă? Nu, ce mătrâng de D, mă e. Deci în triunghiul D, mă e. Care îi trebuie mâine. Da, îl știe pe mâine. Deci, hai să facem joi de desenul. Deci, așa suntem în situația asta. Eu este aici. Aici este D. V. V. E. D. Și aici, pe neva, este M. Problema este să găsim pe M. D. Știm toate. Putem să aflăm pe vâmă? Vâmă, da. E VC minus MC. Vâmă egal cu VC minus MC. Da. Deci vâmă egal cu VC, care era 26, da? Da. Minus 213. Da. 200 pe 13 și face 26 ori 13, da? Da. 26 ori 13. 338. Minus 200. Adică face? 338 minus 200, adică 138. Supra 338. Facea 338, da? Da. 138, supra? 13. 13. 138 poate în partea 13? Nu. Nu. Nu sunt asta. Bun. Ei, cum aflăm pe... Știe și pe asta. 138. Pe 13. Duce înălțimea din... De ce ați făcut VD... Nu face pe VDC? Adică din tot, pe VDC. Păi nu, nu, ne trebuie de DM. Da, dar ca să aflăm pe DM, zic, să ne facem iară are cu două căi. Facem V, ducem înălțimea din V pe DC, facem V, R ori DC supra 2, egal cu D, M, V, E supra 2. Deci area lui V, DC, V, DC, C, V, DC, egală cu D, DC, C, ducem înălțimea din V pe DC, tot pe R, V, R ori DC supra 2 și egal cu D, E ori VC supra 2. Are două căi. Da, mă, da.
are al trebui vădăcă, o aflăm de băien, nu? Da. Păi, dar nu-i cât băien, am aflat-o. Păi și ce vreți să facem de mână? De mână avem de mână. De mână noi vrem, da? Păi, dacă avem deja pe dâie, avem pe e mână, nu trebuie într-un pe dâie mână de tot. Sigur că da. Deci trebuie o dâie mână, în care știm pe dâie, e aflată cât este dâie. Adică de cât băie. Dâie este cât băie și am aflat-o mai devreme. Eu dați o pitare de băie cât băie. Băie este 283. 243. Băie, uitați-o aici. Băie 243. 13 e egal cu cât cu duie. Așa, 240. Dar băie e egal cu duie pentru că... Am vorbit. Băie da. Cu duie, din triunghiul băie. A, da, era și era cu da, duie. Da. 240 pe 13 asta. Și e mâie, o știu cât este. 100 pe 13. Da. Da, Pitagora. Pitagora de mână. Nu, să facem sus acolo. Hai să zic. Deci, dâmă, egal cu calul. În ei, nu. Dar nu trebuie dâmă. Dar și nu trebuie. Nu, trebuie dâmă, plus e mână. Nu? Sau dâmă, nu trebuia dâmă, plus e mână. Smâdă, mână. Smâdă? Da, e bine. Bine. E mână, plus mână. Deci, acum aflăm pe dâmă și zicem egal cu radical, ipotenuza acolo, da? Da. Vine 240 pe 13 la pătrat. Da. Și plus? 100 pe 13 la pătrat. 100 supra 13 la pătrat. Și lucrăm, ca și mai înainte, radical din... Te-am spus la același numitor. Numitorul, scoatem 1 pe 13 la pătrat. Radical din... 240, ca și mai înainte am zis, 3 la 2, ori 2 la 6, ori 10 la 2. Că 3, 8 ori 3, 24, așa e bine. Și plus, 100 înseamnă 10 la 2, la 2, 10 la 2. Și egal cu 1 pe 13, ce este în factor cum? Dă 20 acolo, bine, dacă... Ce este în factor comun, dragă? Este 10 la 2. 10 la 2, adică 10. Da. Deci până aici 10. Radical. 3 la 2, 2 la 6. 3 la 2, 9, oare cât face 2 la 6? 64. 9, oare 60. Face 32. 32. 32, da. 32. Plus 100. Păi 2 la 64. 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 Radical e 676 pătrat perfect. Da, da, da. 26. 26. 10 ori 26 pe 13. Are 15 de 20. Și face aici 20. Și face 20. Iată că am găsit dâmă 20. Și în sfârșit drumul pe care ar parcurge alpinistul este E mână. E plus dâmână. E mână plus dâmână. Deci 20 plus 100 supra 13. Și adică face... 30, 20. 260. Deci 260. 360. 360 împărțit la 13. 360 supra 13. Atât. Da. Asta este distanța pe care o parcurge despre timp. Cheia. Băieul. Băieul. Aici s-a avut problema. Are două căi, nu afla, atunci când. Da, deci nu... Nu am văzut-o, am zis că... Aia mea e clar, aia mi-a zis că e clar că îmi scapă ceva așa, dar zici, mă, dar n-am pus-o pe băie, cum să-l aflu. Așa de aia și-mi bărem. Nu s-o vede să uite pe
să o supună, are două căpi vece și să o ia pe aia înălțime. Nu s-o întâmplit așa. Deci, asta este o practică foarte desfășurată. Da. Și când vrem să aflăm distanța de la un punct la o dreaptă. Dacă acolo prinzi un triunghi și fata aia pe altă parte, distanța aceea e tocmai înălțimea triunghiului. Exact, îl pui pe latura aia. La fel cu volumul piramidei de două căi. Am mai vorbit noi. Când vrei să afli distanța la un punct, la un plan, și știi volumul sau la altă pe o parte, nici nu te interesează un nimic de perpendiculară. De fapt. Da. Facem din temă, da, Maria? Că avem temă la... Și Adi vrea din temă. Da. La zeul sau la nu, nu, la zeul. Da. Așa. Problema 27 de la pagina 84. De la pagina 84. În ipoteză, piramide triunghiulară, VABC, piramide triunghiulară regulată. Distanța de la ce? La planul ABC. A,